acum ai grijă de copiii pământului. Știi tu cum? Știi tu cum? Ok. Din cenușă. În cuțite. King of Pentacles, își pune coroana pe cap, imperatore, tata mare, tata care devine bunic, mama care devine bunică. Și atunci apar copilașii, atunci apar nepoții, de fapt. Și, da? Ce înseamnă copacul neamului dragonic. Cum ai zis, câmpul energetic, când pleci, se duce după tine și îți apare ceva, câmpul energetic, copacul neamului dragonic. Toți morții învie. Am înțeles, dar înțeles ce zic. Ok. Ca și cum îi inviți acasă copacul neamului, dar cumva cine a fost a murit, se reîncarnează. Asta înseamnă patru de trecerea din cenușă în... înțeles? Pasăre Phoenix. Dragonic Land, copacul neamului, care cine a murit, da? Se aduce minte părinții, frații, surorile, rudele, neamurile, da, da? Îi inviți în lumea ta, ca și cum, da? Ca și cum așa e. Și sufletelele lor se renasc în nepoții tăi. Și de ce e mai târziu ai nepoți? Pentru că nu lași nicicum, nu-ți ierți străbunii, nu-ți ierți nu știu ce rude, neamuri din familie. Și zici, Doamne, nu-l iert, nu-l iert, nici moartă nu-l iert. Și când ai înțeles unde ești, uite, mă fornică tot corpul. Ai înțeles? Ok, acolo e. Ți se deschide și ai verde la reproducerea neamului, cumva îi dai verde, da? Prin copiii tăi, prin... numai acceptând trecutul și neamurile și aia din astral, de unde vrei tu, vin și se reîncarnează. Ai câmpul energetic a copacului neamului. Ai înțeles că mă... Mătchi, un pic, injustice. Da, da. Întâi jumătatea ta, după aia următorul vis e copacul neamului, curățat, asta înseamnă. Ține nepoată. Asta înseamnă. E curățit copacul neamului. Cine a curățat copacul neamului, lui îi vine. Dacă n-a curățat, curățit și a luat, a jăcmănit visul cuiva, că așa se zicea, dar un fel de deformare și tu vezi la altcineva. De fapt, e nepotul tău, se naște în familia ta. Vedeți? Că tu clirul neamul, tu îl curăți. Nu-ți ia nimeni. Și clirul neamul tău și a iubitului tău. Că-i soț, că-i iubit, că-i amant, că-i jumătatea ta. Da? Și clirul neamul, copacul neamului lui. De aia, atunci când ai înțeles că de partea ta, că tu erai pe drumul cel bun, rău, nu contează, a sărit în ajutor și copacul neamului lui, când el nu știa nimic, sau invers. Când ea era adusă, cu cine rezumează, în ajutorul lui, că știau că el face bine, a sărit copacul neamului tău, în ajutorul lui. Și te-ai văzut atât de inspirat. Înțeleg? Uite, văzut. Ai văzut? În cuțit ai fost băgat. Ți-o rog, că ai fost băgat. Trebuie să accepti tot.
omul nu înțelege, magic îi se face tot ca să îi se... Adică magic îi se deschide ochii. Un fel de... Știi? Clearly, cu toate posibilitățile. Cum poți? Da. Da, de aia s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Așa. De astăzi a fost... orbită, să văd orbită de ce se întâmplă, și se scrie povestea mai departe, foarte frumos, sănătos și curat. Ma. Și n-ai forță și iar înghețite și tot așa, și vezi cum, adică se clive. Acolo trebuia să mă opresc la... Merge mai departe. Aia cumva se repeta deja. A, da? A, ok.